Decretul semnat de Putin, în care recunoaște independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei și mișcările de trupe pentru așa numitul efort de menținere a păcii, par să fi distrus speranțele slabe de a evita un conflict major în Europa. În perioada următoare, regiunea ar putea înregistra o creștere a numărului de victime, penurie de energie pe continent și haos economic pe tot globul. Consiliul de Securitate a ONU a organizat luni o întâlnire de urgență pe timp de noapte la cererea Ucrainei, SUA și altor țări, unde subsecretarul general Rosemary DiCarlo a deschis sesiunea cu un avertisment că, cităm, riscul unui conflict major este real și trebuie prevenit cu orice preț. Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a cerut reținere și o soluție diplomatică la criză. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a căutat să inspire calmul, spunând țării, nu ne este frică de nimeni și nimic, nu datorăm nimănui nimic și nu vom da nimănui nimic. Casa Albă a emis un ordin executiv pentru a interzice investițiile și comerțul american în regiunile separatiste. Departamentul de stat a declarat că și-a mutat corpul diplomatic american la Lviv din rațiuni de securitate. Ministrul de Externe, Yair Lapid, a vorbit marți cu ambasadorul Israelului în Ucraina, Mihail Brodsky, și cu personalul ambasadei, care a sosit recent în orașul Lviv, după ce a părăsit Kievul noaptea trecută. Lviv este situat lângă granița cu Polonia, în timp ce Kievul este situat nu departe de granița cu Rusia și Belarus, unde forțele ruse s-au adunat înaintea invaziei Ucrainei. Echipa ambasadei s-a alăturat personalului oficiului consular temporar, care a fost înființat la Lviv săptămâna trecută și care va continua să ofere servicii israelienilor. După evaluarea situației desfășurate în cursul zilei de ieri la Ministerul de Externe, Lapid și-a exprimat aprecierea față de vecinii Ucrainei, Polonia, Ungaria, România, Slovacia și Moldova, pentru acordul lor la cererea Israelului de a permite trecerea cetățenilor israelieni prin punctele de trecere a frontierei terestre, dacă va fi necesar. Ministerul de Externe își reînnoiește apelul către toți cetățenii israelieni să părăsească de urgență Ucraina. Platforma de socializare Truth Social a fostului președinte Donald Trump a fost lansată oficial duminică seara și a fost listată drept cea mai populară aplicație gratuită în Apple Store până luni dimineața. Trump a lucrat pentru a-și dezvolta propriul site de socializare după ce a fost interzis pe Twitter și Facebook anul trecut. Noua platformă de socializare își propune să încurajeze conversațiile globale deschise, în mod gratuit și mai ales fără discriminare în ideologia politică. În ultimii ani, platforme precum YouTube, Facebook și Twitter și-au intensificat eforturile de a susține o agendă politică de stânga prin expulzarea, cenzurarea și interzicerea nenumăroatelor voci conservatoare, inclusiv cea a lui Trump. Acțiunile Digital World Acquisition Corp, compania din spatele noii platforme de socializare, a înregistrat o creștere cu aproape 30% în doar două zile. Reuters raportează că cererea de descărcare a aplicației a fost atât de mare, încât unii utilizatori au avut probleme cu deschiderea unui nou cont sau au fost adăugați pe o listă de așteptare care depășea cu mult 200.000 de persoane. O analiză recentă publicată de Centrul Israelian de Cercetare și Educație ALMA arată că arsenalul de arme al Hezbollah este mai puțin amenințător decât susține organizația teroristă. Hezbollah pretinde că deține 150.000 de rachete și drone. Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lăudat proiectul Hezbollah de a converti rachetele obișnuite în rachete de precizie și de asemenea de a implementa noi tehnologii la vehiculele aeriene fără pilot pe care le dețin. Organizația teroristă primește în mod constant arme de înaltă calitate din Iran, iar transferul acestor arme nu a fost întrerupt în totalitate de către Israel. După o sistematizare a informațiilor relevante împreună cu serviciile de securitate, Centrul Israelian ALMA susține că dezvoltarea arsenalului Hezbollah a fost puternic încetinit în urma acțiunilor aviației israeliene, care a distrus mai multe depozite de rachete. Hezbollah deține 2.000 de vehicule aeriene fără pilot, 5.000 de rachete cu rază lungă și medie de acțiune, 65.000 de rachete cu rază scurtă de acțiune și aproximativ 145.000 de mortiere.